Salutare, bine ați revenit pe Crypto Ace, salut toți membrii Gorilla, toate persoanele de pe Patreon, vă mulțumesc frumos. În acest video vom discuta despre Eagle, ca de obicei în fiecare lună, deja este al patrulea video, dar vom face și Teta după Igol, 2-3 minute analiză pe ea, deoarece am discutat vineri pe live cu persoane de acolo, mm, a fost cred că o sugestie din partea unuia uh, dintre voi, am și notat-o, o pe lângă igor să mai adăugăm o monedă de interes care s-ar potrivi așa pe analiză cu Igol, ar face pereche bună, am ales Teta pentru videoul de astăzi, poate săptămâna viitoare Atom și Max am înțeles că v-ați dori să vedem cum performează acest video, dacă merge bine o să păstrăm acest format. Vă invit să vă lăsați și părerea voastră în comentarii, în special iubitorii de Eagle, dacă vă deranjează după analiza de Eagle să mai fie 2-3 minute și pentru o monedă: Teta, Atom sau. O dot, Solana, de ce nu? Sau dacă preferați doar Eagle, să fie luna doar pentru Eagle. O să vedem oricum săptămâna asta vineri pe live cum s-a mișcat videoul de astăzi. Nu uitați să dați like înainte să începem. Vă reamintesc că și mâine, marți, o să fac live cu top 10 monede. Chiar o să las după acest video niște întrebări pentru voi să alegeți preferințele voastre pentru top 10 monede în afară de Bitcoin, Ethereum și Eagle care se fac sigur. Vă voi pune un Pol, astfel încât să alegeți și voi niște monede de interes. O să vă las ca de obicei linkurile mele în descriere pentru Twitter, Instagram, Patreon, dacă vreți să susțineți canalul să aveți acces la content exclusiv. Acestea fiind zise, să trecem pe graficul Eagle și suntem pe graficul Eagle în primul rând pe 8 ore să ne uităm cum performează acesta un weekend un pic pe roșu, un pic în scădere eagle nostru volume ca de obicei pe weekend nu a fost nicio balenă pe aici să ne ajute cu ceva, avem volumele sub media ultimelor 20 de candele pe 8 ore, Momentan Egoldu se întoarce în triunghi, vorbim de acest triunghi ascendent portocaliu care este un tipar bullish și care ne semnalează faptul că mai degrabă prețul ar fi spart în sus din acest triunghi, dar ca de obicei pe un pattern nu ne putem baza 100%, altfel toți eram bogați din cripto, vedeam un pattern și ne puneam absolut tot ce avem pe acel pattern. De aceea lucrurile nu merg așa, analiza se mai schimbă, o facem constant și ne adaptăm la ce ne arată piața. Mie mi-ar fi plăcut ca Eagle să ia 65 de dolari ca suport în momentul în care a reușit să iasă din triunghi, să vedem ceva de genul acesta urcare spre 75 de dolari, dar nu se întâmplă asta? Se pare că suportul de la 65 de dolari nu poate să fie ținut. În momentul de față eagle pică din nou în triunghi, s-a îndreptat până pe la 60 de dolari, avem următoarea zonă de suport cu 61.9 dolari, linia galbenă, pare că de aici vrea să pornească cu o candelă verde, nu este încă așa îngrijorător, încă triunghiul se poate sparge în sus, dar eagle nu arată atât de multă forță pe cât mi-aș fi dorit eu ne arată ceva incertitudine, desigur este normal, suntem într-o perioadă totuși nu așa ușoară pentru cripto să nu uităm acest lucru. Dar ne uităm și pe RSI și pe MACD pe 8 ore să vedem acestea cum arată și uh, ce ne indică despre Eagle control, se poate duce mai degrabă. Avem RSI-ul care intrase în zona taurilor la 72 pe acest top, apoi nu a mai împins atât de mult, deși prețul a făcut un higher high și am avut parte și de o divergență bearish. Dacă ne uităm, atenție în partea aceasta pe maxime, avem urcare pe preț în timp ce pe RSI avem parte de o scădere pe preț în maxime și această divergență bearish a ieșit, uh, prețul a scăzut, pare că își găsește un suport cu RSA în zona de 42, a scăzut și sub media ultimelor 14 candele pe 8 ore, dar vine un mic bounce. Dacă Egoldul face bounce-ul de aici, cum pare că vrea să pună un... Uh, dublu subsol și să plece, cred că se va duce din nou la 65 să testeze zona de uh, rezistență. Ce aș vrea să văd de la Eagle, măcar un higher-high dacă nu reușește să se îndrepte spre 75, ceva de genul acesta, să păstreze maximele în care pe un termen scurt și nu ar arăta rău deloc. Pentru Medi pe 8 ore să ne uităm și pe el dacă ne spune ceva dacă am arată destul de bătut de soartă și Megdiul, a avut confirmare pe un cross de scădere în momentul în care prețul s-a corectat și nu pare că vrea să dea înapoi, mai trebuie ceva forță ca să fie întors Megdiul. Pe de altă parte, urcase suficient, nu era extrem de supra-cumpărat pe 8 ore, dacă ne uităm un pic pe istoric cu Megdiul putem urca și mai mult, dar avem parte totuși de un context mai bearish pe piața cripto de ceva timp de câteva luni. Este și vară, încă lumea este plecată în concedii, după cum vedem pe volume este o scădere, este ceva normal să nu putem să mergem chiar atât de sus și chiar atât de repede, oricum Trendul arată decent momentan, inclusiv pe Eagle, cât ne ține aceste minime încă în urcare pe linia triunghiului ascendent. Nu prea sunt probleme să nu cerem a, prea mult, totuși avem și maximele în urcare, așa cum au fost și ele, deci un val de corecție de aici nu este încă îngrijorător. Mai avem și suportul de la 57 de dolari în caz că va pica Eagle-ul și de la 61.9. Acolo m-ar interesa măcar uh, să facă un uh, bounce pe 8 ore, ar însemna să trecem inclusiv sub media ultimelor 100 de candele, ceea ce nu e uh, neapărat ok, nu e uh, nu arată așa bine pe un termen scurt. După 3 uh, ciori negre, candele roșii cu corpuri destul de mare, vine următoarea candelă care ține media ultimelor 100 de candele pe 8 ore și începe micuța creștere deocamdată dacă uh, reușim să ținem 100 de candele și facem ceva de genul acesta trecem peste 50 din nou pare că încă nu s-a schimbat trendul pe un termen scurt spre ceva grav momentan cât de cât ok, Igoldul o corecție normală, a zice că poate să testeze 65 din nou și uh, chiar să pună un higher high. Cam pe asta aș miza eu, sunt foarte atent deoarece în curând se va termina acest triunghi și Igoldul va trebui să ia o decizie dacă va fi spart în jos sau în sus. Și avem pentru încheiere și. Teta, pe ea am ales-o, cum am stabilit cu voi, vineri pe live, 1.5 dolari în momentul de față. Teta, menționam zona aceasta blocă, aș vrea să ruleze pe aici cu suport la 1.478, deoarece pe zona aceasta de 1.478 fuseseră maximele anterioare și atunci când Teta iese de aici și ne confirmă suport pe maximele anterioare, chiar l-a atins de 3 ori deja, dar e, e ceva bătălie în momentul de față, pare că nu vrea să spargă totuși, pare că a cucerit o nouă zonă, însă suntem foarte atenți să nu cumva să scadă sub zona aceasta de 1.478, oricum Teta are mult de muncă până să ajungă la profiturile care ne interesează pe noi, că bănuiesc că și pe voi vă interesează profiturile tot așa cam, cam mai sus pe teta, cam spre 7-8 dolari mă gândesc, cam pe acolo începe să mă intereseze pe mine, poate chiar mai sus, dăm suma out și vedem graficul încă, arată destul de urât într-o corecție masivă, Teta când a avut acest triunghi descendent pe un termen foarte lung spart în jos și chiar dacă s-a întors la retestare în triunghi nu a reușit să confirme nimic Teta chiar a făcut un head and shoulders aici care s-a confirmat cu pierderea zonei de 2.3 dolari și acest suport să nu uităm că este încă un context bearish, s-au pierdut suporturi importante și sunt sigur că multe persoane gândeau că nu se poate mai jos, dar aveți grijă cum gândiți în această piață, deoarece mereu se poate mai jos, mereu, mereu se poate mai jos, de aceea eu sunt pregătit să cumpăr teta chiar și la o zonă critică de 0.74 de dolari, dacă ajungi aici, nu e neapărat de bine, însă îmi voi asuma riscul. Având în vedere VPV-ul pentru TETA pe termen scurt, ar putea să urce spre 2,3 dolari, deoarece nu este interes să facă ceva de genul acesta dacă ne sparge rezistența locală de la 1,66. Uh, dolari 1.66 se pare că a atins-o de două ori un dublu top dacă vedem un pic, un pic de hype pe piața cripto cred că Teta va ajunge 2.3 dolari pe un termen scurt destul de rapid dar rămânem atenți inclusiv la flash crash inclusiv la faptul că ar putea să rupă suportul de la 1.5 dolari și ar fi destul de bearish acest lucru ne uităm și pe RSI și pe MACD să vedem cum arată acestea, acestea RSI-ul în scădere pe TETA pare că și găsește sub solul în zona de 41, un pic mai jos ca uh, e pe 8 ore, dar uh, încă păstrează niște minime în urcare, încă nu este așa rău nici pentru TETA, nu a au plecat de tot cumpărătorii, nu arată chiar așa grav, doar că a fost un val de corecție și a găsit o rezistență mai sus la 1.66, nu este nimic foarte grav. Mediul a avut cross, a confirmat din nou pe topul de la 1.66, deocamdată pare că e pe topogan cu RSI-ul, cumpărătorii au pierdut un pic lupta, însă este important să ne vină bounce-ul pe preț și odată cu el, MACD și RSI să atacăm din nou 1.66 dolari, probabil prin zona asta de RSI pe 8 ore 60, nici nu s-ar duce în zona taurilor, mă bazez că vor ține totuși aceste minime în urcare, a trecut weekendul, este lung să mai vină și cumpărători în piață. Pentru încheiere vedem și mediile pe teta dacă a trecut pe 8 ore sub vreo medie importantă, pare că vrea să țină 50 de cande pe 8 ore, deși a închis o candelă roșie sub media ultimelor 50 de candele ceea ce nu e chiar ok următoarea verde se duce până la 50 de candele pe 8 ore. am vrea să depășească și să înceapă să închidă peste linia por Tocalie ca să mențină zona aceasta tablou de interes pe teta să meargă cât mai repede la 1.66 de dolari. Dacă nu, următorul target ar fi chiar media ultimelor 100 de candele. Avem și VPVR Arman în partea aceasta, deci pe la 1.42 de dolari ar putea teta să își mai găsească un suport important local aici. Pare cam cel mai puternic pe un termen foarte scurt. Nu mi place că această candelă verde nu reușește să urce din prima peste 50 uh, pe 8 ore, dar uh, rămâne de văzut, încă se joacă când nu ne-a pierdut suportul de la 1.47, fost la zonă de uh, rezistență, Teta încă are șanse să crească cam asta a fost pentru luni rapid pe Igor și pe Teta, sper că ți-a plăcut acest video, nu uita să lași un like și să spui și părerea ta, mai ales despre faptul că am mai inclus o monedă pe lângă Igor pentru analiza de luni. Noi ne auzim mâine pe live, salut!